Bun găsit la știri, scandal cu prelungiri pe tema pensiilor. După discuțiile de la guvern și cearta mai multă de fațadă între PNR și PSD, circul s-a mutat astăzi în Parlament, unde opoziția a avut și ea ocazia să se afirme. De unde au guvernanții bani? Din bugetul și așa ciuruit? Sau e vorba de un cadou electorat pe care îl vom plăti dublu după alegeri? Cert este că astăzi senatorii au avut program prelungit. Legea pensiilor s-a votată până la urmă, a trecut de plen cu o majoritate covârșitoare, nu că ar fi existat vreo emoție. Antoanela Răileanu ne aduce mai multe date. Bun găsit, Antoanela! A fost o zi plină! Bună seara, Irina, bun găsit tuturor. Așa este, acum 10 minute s-a încheiat plenul Senatului aici la Palatul Parlamentului, iar legea a fost votată cu 85 de voturi pentru, 6 împotrivă și 19 abțineri. Am văzut așadar că PSD și PNL a votat pentru această lege, de altfel și ei au venit cu această propunere de lege, iar USR și AUR s-au abținut în privința majorării acestor pensii și am văzut de asemenea că PSD și PNL au avut anumite viziuni diferite chiar și înainte ca acest proiect de lege să ajungă pe masa Parlamentului. Acum legea urmează să fie dezbătută în comisiile de specialitate din cadrul Camerei Deputaților. Acest lucru se va întâmpla la începutul săptămânii viitoare, iar după comisii, legea va ajunge în plenul Camerei Deputaților, unde și acolo va fi dezbătută, însă ne așteptăm așadar ca legea să treacă de Camera Deputaților, care este foarte decizională în această situație, pentru că PSD și PNL are o majoritate confortabilă în Parlament. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie, pensiile vor fi indexate cu rata inflației și vor fi majorate cu 13,8%, iar cea de-a doua majorare va avea loc pe data de 1 septembrie, atunci când va avea loc o recalculare și astfel vor fi majorate de 2 ori în cursul anului viitor. Așadar, rămâne de văzut ce alte amendamente vor fi aduse acestui proiect de lege și ce alte dezbateri vor fi în privința majorării pensiilor. Îți mulțumim pentru aceste informații. A fost colega noastră Antoanela Răileanu în direct din plen, de acolo unde a trecut legea pensiilor. Și ca să vedem cât de serioasă a fost discuția de astăzi despre pensiile românilor, ascultăm acum o declarație a senatorului PSD, Daniel Zamfir. Un rezumat concis al dezbaterilor din Parlamentul României. Puțin îmi pasă de îngrijorările noastre. N-aș fi dat 240.000 de euro să cumpăr penisuri și vagine de pluș. Înțelegeți? Cum ați făcut dumneavoastră PNR. Nu ai recitat punctajele de la televizor. Răspunde simplu la o întrebare. Dumneavoastră nu înțelegeți că, nu înțelegeți ce căutați în viața dumneavoastră și în Parlamentul ăsta. Da, și comentăm ce s-a întâmplat astăzi, pentru că dincolo de cancanul și dincolo de declarații la un nivel foarte scăzut, așa cum putem vedea din partea unui om cunoscut al PSD, al unui specialist în finanțe, așa cum este prezentat de către PSD, domnul Zamfir, dincolo de aceste cancanuri putem să vorbim despre ce înseamnă această lege și despre impactul pe care ea îl va avea. Unii spun că nu sunt bani și că practic se face acum un cadou pentru că ne pregătim de alegeri, iar PSD și PNL au pus umărul pentru că au în continuare foarte multe lucruri în comun. Și discutăm despre partea economică, dincolo de cancanuri, chiar acum cu Radu Sovian, analist economic, în legătură direct, nu în legătură direct, în platou. În platou din, cu mare drag. Din obicei am spus în am legătură directă. Am scăpat de pandemie, putem exact. Veni în platou. Am scăpat de pandemie, dar nu am scăpat de criza economică, pentru că se pare că ea vine cu repeziciune peste toată Europa. Iar România nu stă bine absolut deloc. Avem și un studiu GFK care arată că România stă foarte prost și la puterea de cumpărare. Un capitol la care nu a stat niciodată bine, dar acum stăm și mai rău. Și dacă e să coroborăm aceste informații, ni se spune că sunt bani din buget pentru creșterea pensiilor. Dar care buget? Bugetul acela care era ciuruit, gaura din buget, de unde? Din acel buget? În primul rând, bună seara, mulțumesc pentru invitație, sunt bucuros să fiu în platou alături de tine, Irina. Îmi pregătisem altfel analiza pe legea pensiilor astăzi, dar ascultându-l pe domnul Zamfir, am rămas fără cuvinte, pentru că a explicat totul, puțin ne pasă. Da. Deci asta este explicația, puțin ne pasă, puțin ne pasă că nu sunt bani la buget, puțin ne pasă că bugetul merge pe minus, are 56 de miliarde de lei
gaură, deficitul bugetar la 9 luni este de 56 de miliarde de lei și bugetul merge mai prost decât anul trecut, deși au fost ani de creștere economică. Puțin le pasă. De unde? Dacă ai acum deja o gaură de 56 și mai pui încă 55 sau cât or fi, pentru că nu au spus, puțin le pasă. Da. Ăsta este exact sentimentul pe care l-au transmis aceeași comisie economică atunci când au apărut fraudele pe piața asigurărilor, care au fost tolerate și chiar încurajate de supraveghetori, puțin le-a păsat. Și de City Insurance, și de Euroins, puțin le-a păsat de asigurați care plătesc prețuri tiple, puțin le pasă. Deci este chintesența ceea ce fac ei. Acum mergând iarăși la o altă chestiune mai serioasă. Legea pensiilor cu efecte de acum în 20-30 de ani ar trebui să aibă. Te va afecta pe tine, mă va afecta pe mine, îi va afecta pe toți care urmăresc acolo. Și vom ieși și mai târziu la pensie. Vom ieși, să-ți dea Dumnezeu, să ieșim cât mai târziu la pensie și să avem pensie nu neapărat mare, dar foarte lungă, așa, să trăim spre 100 de ani, noi și telespectatorii noștri. O adopți într-o zi? O adopți într-o zi? Deci acum 5 zile nu se lămureau ce este pe ea. Deci o lege cu bătaie pe 20-30 de ani, o adopți într-o zi. N-am văzut din ceea ce a prezentat colega foarte bine în Parlament, n-am văzut să fi fost ministrul finanțelor acolo. N-am văzut să fi fost doamna Oprescu, Bucur Oprescu, sau cum cheamă pe doamna ministru a Muncii. N-am văzut care să susțină cu cifre și cu argumente că s-ar avea de unde. Deci trag eu un verdict, dacă dânșii n-au fost, trag un verdict. Banii nu vor fi, pensiile vor fi majorate pe datorie. În primă fază, la 1 ianuarie, punctul de pensie cu 13,4% o vor face, pentru că va fi un an început de an și dacă fac un deficit de 1%, atunci nu este o mare problemă pentru ei, deși economia încetinește, dar partea a doua din septembrie o uităm. Pentru că în 2009, la 2008-2009, țineți minte, majorarea salariilor profesorilor cu 50% în buza unei crize, cum și acum suntem în buza unei crize, nu globale de această dată, că asta este criza nou-nouță a României, criza bugetară pe care și-o face, în timp ce alte state trec de perioada grea, România se afundă în perioada grea, deci atunci salariile profesorilor nu s-au majorat cu 50%, din contră, în 2010 au venit și au spus tăiete, 25% salariile tăiate. Este categoric faptul că România nu are bani și nu mai are de unde să împrumute. În acest moment, la primele 9 luni ale anului, avem această gaură de 56 de miliarde de lei, care înseamnă, dacă împărțim la 5 lei pentru un euro, estimativ înseamnă peste 11 miliarde de euro gaură datorie nouă. Uitați-vă cum crește datoria asta amețitor. Eu am făcut un calcul știind că vin la emisiune. Datoria publică din 2019-2023, sub mandatul băieților ăstora, care nu le pasă, s-a majorat cu 473 de miliarde de lei. Deci 2019-2023 plus 92 de miliarde de euro. Dacă le finanțez la dobândă de 7%, asta înseamnă că numai dobânzile sunt 7 miliarde de euro, adică spre jumătate din deficit bugetar. Deci dai cea mai mare parte din deficit pe dobânzi, mai dai ceva pe la F-16, pe la tancuri, pe la altceva, și de unde mai ai bani de majorări? Nu există. Dacă cred că sarabanda asta împrumuturilor va continua la nesfârșit, nu va continua și atunci vor fi nevoiți să acționeze toată stima pentru pompieri. Pompieristic. Atunci când focul cuprinde clădirea, vin și dau cu ciocanul și fac mai multă distrugere, cum au făcut 2009-2010, îi știm, sunt în esență puii acelorași lupi care au guvernat România și în precedenta criză. Mi s-a alăturat în legătură directă, în legătură online, acum Ana Bulai, și mulțumesc foarte mult. Am vorbit pentru început despre partea economică a acestui subiect foarte greu pentru România. Acum aș vrea să vorbim puțin alături de dumneavoastră, doamnă, și despre componenta socială, pentru că este evidentă și este și ea foarte delicată în România. Pentru că, da, oricât am vorbit despre deficitul pe care îl aduce o astfel de majorare, era necesară, creșterea pensiilor este necesară, se trăiește foarte prost în România. Nu numai pensionarii trăiesc prost, trăiesc și angajații foarte prost. Toată lumea se plânge, chiar și cei care aveau niște venituri îndestulătoare până de curând, se plâng că nu le mai ajung banii pentru cele necesare, pentru a-și menține un standard de viață pe care îl cunoșteau. Trebuie să înceapă și ei să taie de unde se poate, dar dincolo de asta nu vedem să fie susținut nici mediul de afaceri, nici să fie susținute investițiile, iar pensionarii săraci în țara aceasta sunt cumva ținuți așa cu această promisiune care sună mai degrabă a șantaj. În fiecare an electoral sau atunci când este cazul, când vor ceva de la noi, se vorbește despre pensii. Din păcate, cam asta este regula și o vedem nu numai la PSD și PNL.
Da, este o situație socială destul de tensionată. Acum, față de ceea ce s-a spus deja și a menționat foarte corect domnul Soviani, trebuie să mai spunem că România beneficiază de aproximativ 9 miliarde de dolari anual, care înseamnă remitențe, bani trimiși în țară, conform Băncii Mondiale, de către oamenii care muncesc în străinătate. Nu întotdeauna banii aceștia sunt purtători de asigurări sociale, ba de puține ori sunt purtători de asigurări sociale pentru acei muncitori în străinătate. Acești bani care înseamnă mai mult decât PNRR-ul pentru România nu sunt la rândul ei susținuți în niciun fel. Să știți că s-a intensificat migrația pentru muncă după momentul COVID, tocmai pentru a face față cheltuielilor în creștere și crizei economice. De această migrație, aceste costuri ale migrației sunt plătite de copii, în primul rând, dar și de vârstnicii care ajung să țină locul părinților și care ajung să fie îngrijiți de nepoți într-o situație extrem de dificilă. Avem aproape jumătate de milion de copii în această țară care nu beneficiază de îngrijirea părinților cel puțin 3 luni pe an și vedem în degradarea calității vieții publice, pentru că dacă ceva ne deranjează dincolo de sărăcia din buzunar și o să vedem fenomenul în creștere, va fi lipsa de moral în spațiu public, lipsa de etică, tensiunea socială, încălcarea normelor de toate felurile, devianță. Ele sunt fenomene asociate sărăciei. Mai puțin de așteptat este ieșirea oamenilor în stradă, pentru că modelul, iată, în România nu a prins nici măcar în perioada de pandemie și din acest punct de vedere conflictul social este mai puțin de așteptat și pentru că românii nu văd alternativă în clasa politică și nu văd împotriva cui să iasă și pentru cine și de la cine să aștepte ceva. Din punctul acesta de vedere, indolența de care vorbea domnul Soviani are niște avantaje politice, pentru că nepăsarea afișată își găsește ecou în, repet, lipsa de alternativă politică, lipsa de variante. Și atunci oamenii apelează la strategii individuale sau de grup, la forme de devianță, la modalități de a face față, inclusiv încălcând legea, și acestea sunt efecte pe termen mediu și lung. Dacă o reformă poate să îmbunătățească punctual pe un an, doi, viața unor oameni prin, eu știu, un plus la pensii, la salarii, în momentul în care dezvolți în societate comportamente deviante și neîncredere în stat, lucrul acesta se rezolvă în decenii, poate, sau chiar mai mult. Și mai vedem că pomeneam ceva mai devreme despre un studiu GFK. Iată ce arată. E puterea de cumpărare a românilor a scăzut dramatic. Arată acest studiu. Țara noastră a ajuns pe locul 33 din cele 42 de țări analizate, în scădere cu 2 locuri față de anul trecut. România stă mai prost decât Bulgaria și Ungaria, care este în recesiune tehnică, mai prost decât noi stau cei din Belarus, Kosovo și Ucraina, de exemplu. La polul opus sunt Liechtenstein, Elveția și Luxemburg, cu venituri nete mai mari decât restul Europei. Dacă analizăm strict situația din România, se mai observă un lucru, nu e o noutate nici asta însă, diferența foarte mare dintre regiuni, Bucureștiul pe primul loc la nivel de trai, iar Vaslui pe ultimul și cu cea mai mică putere de cumpărare. Ce înseamnă puterea de cumpărare? Ca să le explicăm celor care urmăresc acest subiect, puterea de cumpărare care a scăzut. A scăzut față de acum 2 ani. Acum 2 ani eram în pandemie, deci o duce mai rău decât atunci. Să le explicăm telespectatorilor care sunt deștepți, sunt mai deștepți decât noi de multe ori. Degradarea puterii de cumpărare înseamnă că cu aceiași bani sau cu banii ceva un pic majorați, pentru că au mai fost niște majorări nominale pe salariu, rase de inflație, da. La finalul zilei, la finalul lunii, la finalul trimestrului, la finalul anului, românul cumpără mai puține bunuri și servicii decât obișnuia în urmă cu un an, doi, un trimestru, două, trei și așa mai departe. Vedeți, e foarte interesantă statistica asta care ne pune în aceeași barcă cu Belarusul. Mă întorc la precedenta criză, noi le-am trăit, le știm și domnia cărora nu ne pasă și domnia ar trebui să le știe, da. Pentru că au fost mai mult decât adolescenți atunci, aveau alte chestii în cap decât alea pe care le scot pe gură acum. Atunci România era comparată cu Argentina de pe Dunăre. Decidenții României, cărora nu le păsa, făceau: această criză nu ne va atinge. Care criză? Poate criză de nervi. Ăștia erau
decidenții, da, atunci unii din ei și acum, spuneau, nu, domnule, noi suntem cu Polonia, cu Ungaria, n-am fost cu nicio Polonia, n-am fost nicio cu Ungaria, am fost Argentina de Pădunere și am fost cu Ucraina, acum suntem cu Belarus, atunci ca nivel a evoluției crizei. Dar mă bucur că doamna Bula excelent a punctat ideea de remitere, adică banii pe care trimit familiile românilor din străinătate către cei rămași acasă, pentru că aceeași problemă o aveam în 2009, dar mai mică. Atunci, țin minte, am dat un interviu pentru New York Times, pentru jurnalistul celebru Dan Bilevski, care a făcut un reportaj despre România intitulat Orfanii Căpșunarilor, pentru că asta reprezentau, de fapt, sumele trimise de straniere, cei care lucrau în străinătate, trimiși acasă și care încercau să prevină cât de cât dramele sociale care s-au amplificat, după cum bine spunea doamna Bulai. Numai că în 2008 emiteam 9 miliarde de dolari. Acum 9 miliarde, tot 9 miliarde de dolari. Diferența e că banii ăștia atunci erau raportați la un PIB de 100 și ceva de miliarde, acum la 300 și ceva de miliarde, deci îi acoperă într-o măsură din ce în ce mai mic. Criza orfanilor, căpșunarilor se rezolvă din păcate printr-o criză demografică și mai mare în România, pentru că ghilimele căpșunarii, cum erau numiți atunci, își au familiile cu totul și încep să trimită din ce în ce mai puțin din venitul lor disponibil acasă, ceea ce pune o mare presiune pe cine? Pe cei care lucrează. Nu sunt 5.500.000 de angajați, peste 1.200.000 numai sectorul public. Din taxele și impozitele lor, din taxele și impozitele noastre, vor trebui să acopere aceste promisiuni fără acoperire. Și ca să încheie această intervenție, suntem exact ca în desenele animate, alea în care motanul Tom este fugărit de cățel și la un moment dat se întoarce, îl vede pe cățel în spate și vede că e deasupra prăpastiei și se prăbușește. Asta fac domnii cărora puțin ne pasă. Încă o întrebare înainte de a încheia partea aceasta a discuției. Ce ne așteaptă în 2025, dacă putem să facem vreo previziune? Pentru că 2024 va fi an electoral și cel mai probabil nu vor fi tăieri de pensii, tăieri de salarii. În niciun caz nu se va întâmpla asta. Probabil că nici taxe mai mari, că tocmai urmează să fie majorate și pensiile și salariile pentru cei din educație sunt așteptate la 1 ianuarie. Ei bine, 2024, an electoral cu luminițe și petreceri câmpenește și hăi-hăi. După care vine 2025 în care se plătește, nu? Mie mi-e foarte greu să anticipez din partea unor domni cărora nu le pasă de îngrijorări ceea ce vor face ei. Dar pot face apel la istorie. La istorie ce s-a întâmplat? 2008, criza era deja aici, 2009, alegeri de președinte, parlament, n-au luat nicio măsură, dar într-adevăr 2010 au venit cu tăiat de TVA, tăiat de salarii, amândouă măsurile mai dure decât ar fi trebuit. Nu trebuiau luate amândouă odată, trebuiau luate complementar într-o măsură mai mică, iar atunci au împins recesiunea din 2008 până în 2012. Deci toate țările au ieșit în recesiune în 6, 9, 12, 18 luni. România a stat în recesiune atunci din 2008 până în 2012. A stat 48 de luni și anumite segmente ale populației, anumite segmente ale economiei nu și-au revenit nici în prezent. Deci anticiparea mea și sper să nu se întâmple anticipația asta mea este că urmează o recesiune severă, frustrarea domnilor ăstora cărora nu le pasă de îngrijorările a ceea ce relevă din măsurile pe care vor să le ia, se vor transforma în măsuri pompieristice, ad hoc, draconice și vor începe să taie cu barda inclusiv de unde nu trebuie tăiat, dar după alegeri, dacă piețele financiare mai rezistă până atunci. Dobânzile la care se împrumută România 7% printre cele mai înalte din Uniunea Europeană, e domnul care e vecin cu dumneavoastră aici, care a zis dobânzile vor rămâne înalte, nu reduce nicio dobândă, deci populația va trebui să plătească în continuare dobânzi, rate majorate, asigurări Banca majorate. Banca Națională, evident, despre ele este vorba. Colegul Isărescu, care este un pic peste drum de 30 de ani, de 32 de ani acolo, deci în continuare vor avea măsuri care vor lovi economia, dincolo de, acum ați văzut, au zis că ne-au mângâiat pe crește cu majorările astea de taxe ad hoc, să vedeți și urmează în 2024. 2024, mulți dintre ei nu vor mai fi pe acolo, părerea mea, că vor începe să găsească că țap vinovați. Dar lucrurile se agravează din punct de vedere al evoluției datoriei. Mulțumesc foarte mult, Radu Sovian. Și vorbim acum și despre